Astăzi la ora de cripto, Bitcoin este la 26.400 de dolari, Ethereum peste 1.700 și toată piața arată destul de bine. Înainte să mergem mai departe, nu uitați gălăgea în algoritm, un like, un coment, un emoticon, mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Haideți să vedem cum arată Bitcoin. Bitcoin arată foarte bine. Vă spuneam că Bitcoin se tranzacționează de vreo 270 de zile în acest range trading, între, 12, între 15.000 de dolari și 25.300 de dolari. Am luat odată reject aici, a doua oară reject aici și a treia oară acum câteva zile prin această lumână, prin această codiță uh, foarte sus, dar nu a reușit să închidem peste 25.300 de dolari. Astăzi deja am mers cu vreo 1000 de dolari peste această rezistență și pare că vom ieși din această perioadă nefastă pe care a avut-o Bitcoin, din această acumulare îndelungată. Și dacă Bitcoin va închide astăzi, adică peste 13 ore și 40 minute, cum ne scrie aici pe TradingView, dacă vom închide ziua peste 25.300 și ne vom consolida câteva zile peste această rezistență, putem să testăm și 28.700 de dolari pe termen scurt, iar mai apoi mergem spre 32.000 de dolari. Care este următoarea consolidare din această zonă? Da? Deci Bitcoin arată chiar foarte bine în aceste zile, cam pe orice time frame ne uităm noi. Nici nu mai are rost să schid MACD-ul și RSI-ul, că toate sunt intersectate, toate arată foarte bine. Ceea ce mă bucură este că vă spuneam că până acum nu eram bullish pe weekly. Da? haideți să șterg aceste dreptunghiuri să se vadă mai bine și rezistențele. vă spuneam că nu eram bullish pe weekly. Practic, Bitcoin este foarte aproape să închidă uh, și săptămâna peste EMA ribbon. Nu a mai fost peste EMA ribbon pe weekly de aproape exact un an, din martie 2022. Vă spuneam că când suntem peste EMA ribbon pe weekly, practic suntem bullish pe weekly, pe acel time frame pe care ne uităm noi. Da? Hai să vedem cum, uh, ce s-a întâmplat pe daily de când am mers peste EMA Ribbon, da? Ne-a arătat un trend ascendent. E bine, asta ne-ar putea arăta și pe weekly dacă Bitcoin va reuși să închidă săptămâna duminică seara peste 25.200 de dolari. Se prefigurează o închidere foarte bună și o să vedem dacă Bitcoin o să aibă destul gaz să închidă peste 25.200 săptămâna. Hai să uităm puțin și în 2018. 2019, pardon, la acel uptrend de care tot vorbeam noi, da? Când Bitcoin s-a dus de la 4.000 de dolari, s-a dus până în 14.000 de dolari. Vedeți ce a urmat după ce Bitcoin a închis pe, peste IMA Ribbon pe weekly, da? Am mai avut încă multe săptămâni foarte bune în acel bear market rally. Acest lucru s-ar mai putea continua și pe Bitcoin, adică Bitcoin se meargă mult mai sus dacă va închide peste IMA Ribbon pe weekly. Deci se prefigurează că vom fi buli și pe weekly, un lucru foarte bun. În schimb, bursele S&P-ul este la 3956. Vă spuneam că singurul lucru bearish pentru cripto este că bursele nu arată chiar foarte bine. Dar după vestea că Fedul a pompat deja 300 de miliarde în piață să mai ajute băncile, am avut o zi bună ieri și pe S&P și pe Bitcoin. Voi fi foarte bullish pe S&P când va sparge această rezistență, această rezistență de aici. Dacă o va sparge astăzi, luni sau marți, atunci voi fi și mai bullish pe contextul actual de urcare pe termen scurt, da? Trebuie să ținem un ochi și pe S&P să vedem ce se întâmplă acolo. În schimb, dolarul este în cădere, 104,21, mă aștept să fie uh, mult mai jos în săptămâna următoare, spre 102, 101,7. În schimb, mergem pe dominanță. Deoarece ați văzut și pe Coin360, Bitcoin urcă 7%, și alte altcoin-uri au urcat 3%, 4%, 5%, doar câteva excepții am avut, care au urcat mai bine decât Bitcoin. Dar tot timpul după un uptrend masiv pe dominanță și pe Bitcoin, vine și un dump pe dominanță. Și asta uh, se traduce în uh, că oamenii își, pună, își, pun banii în Bitcoin și după ce Bitcoin a urcat își mută banii în altcoin Da? Deja știți teoria, în teorie toată lumea, toată lumea știe acest lucru. Dar vedeți ce lumânare avem pe dominanță pe weekly? O lumânare de aproximativ uh, 7% până în aceste momente. Uh, și mă aștept ca dominanța să meargă să testeze încă o dată această zonă de 47, 47, 90, aproape 48, da? Și mă aștept, poate, poate să luăm reject încă o dată. De Am luat o dată reject aici, a doua oară, a treia oară, a patru oară, a cinci oară, a șasea oară să luăm reject și să intrăm încă într-un alt consistent în care alcunurile să urce foarte bine. Dar există și o posibilitate ca dominanța să meargă până la ime 200. În celălalt ciclu de bear market, când dominanța a mers în, la IMA200, adică undeva la 67, chiar în 73%, în decembrie 2020, acolo a însemnat cea mai bună oportunitate de cumpărat altcoinuri, cea mai bună oportunitate de schimbat Bitcoin în altcoinuri. Deoarece vedeți ce s-a întâmplat după aia, în următoarele săptămâni. Dominanța a mers foarte mult în jos. Același lucru s-ar putea întâmpla și în aceste uh, zile pentru noi sau în următoarele săptămâni. Dacă dominanța ar merge și ar trece de 48-49, înseamnă că altcândurile ar mai scădea destul de mult în paritate cu Bitcoin și să găsim un top pentru dominanță la EMA 200, da? undeva spre zona de 551. Acolo ar putea însemna cea mai bună perioadă de mutat din Bitcoin în altcoin sau de cumpărat altcoin deoarece tot ce urcă foarte repede va scădea și foarte repede. Da? pentru dominanță. Și atunci mă aștept în următoarele zile ca dominanța să scadă, da? Bineînțeles, mai poate avea încă câteva zile bune, dar mă aștept ca în viitorul apropiat altcoinurile să fie cele care o să urce foarte mult. Și pentru acest lucru ne uităm pe crypto total market cap excluding Bitcoin, adică toată piața cripto excluzând Bitcoin. Este undeva la 589 de miliarde de dolari și formează acest falling wedge de, din vârful din noiembrie 2021, cred că da. De atunci toată această piață de alțuri încă a tot scăzut, da, dar pe weekly acest indicator este la rezistență și formează un falling wedge care are mai multe șanse să fie spart în sus și decât în jos. Și cu o dominanță foarte sus, cu acest indicator la rezistență, cred că în următoarele zile sau săptămâni, această, acest indicator ar trebui să spargă în sus și atunci o să vedeți niște urcări foarte mari pe altcoin -uri. Deci trebuie să ne pregătim și să avem răbdare cu aceste altcoin deoarece o să le vină și timpul lor. Și atunci mergem pe Ethereum. Ethereum este peste o zonă foarte importantă, peste 1.678, care a reprezenta 0.618 pe Fibonacci. Și următoarea zonă de urmărit este 1.800 și chiar 2.000 de dolari. Și, de exemplu, dacă ne uităm doar pe ETHBTC, cred că mâine o să fac o analiză mai amplă pe altcânuri, în paritatea lor cu Bitcoin și o să analizăm altcânuri cu potențial pentru perioada următoare. Uitați-vă la ETHBTC. ETHBTC a spart suportul pe care l-a ținut de foarte multă vreme. L-a ținut de prin ianuarie 2020 și în aceste momente ETH-BTC este foarte slab. 3 săptămâni în scădere și este la un suport important, da? Dar cred că pe moment ar trebui să fac un bounce. A făcut o dată bounce aici, a doua oară, a treia oară și a patra oară cred că va face un bounce, deoarece dominanța ar trebui să scadă și atunci ETH-BTC să urce și ETH-USDT la fel să urce foarte mult uh, în perioada următoare. ETH arată foarte bine. Dacă va închide ziua peste 1678, are foarte mari șanse să, me să meargă în 1800, iar mai apoi în 2000 de dolari. A rămas dator și cu o analiză pe eGold, eGold la 42,60. La fel, altcoinele sunt măturate în aceste perioade în paritatea lor cu Bitcoin. Adică, uitați vă uitați la eGold BTC, a ajuns la suportul acestui canal descendent. Da? Pac, pac, este la 1600 de satoshi în paritate cu Bitcoin, dar dacă deschidem RSI-ul o să putem vedea că avem și o divergență bullish în acest moment, Da, prețul este în scădere, RSI-ul în urcare, este o divergență bullish și ar trebui să vedem uh, un bounce de la suport pe EGOL și atunci EGOL să urce și în paritate cu Eagle USDT. Dar acest lucru nu se va întâmpla uh, decât când uh, BTC.D va merge în jos. Și atunci, zonele de urmărit pe EGOLD uh, sunt 42, 45, 47, 50 și 54 pe termen scurt. Când va depăși 54, atunci vom vedea un EGOLD undeva spre 65-70 de dolari. Cred că sunt niște targături foarte realistice uh, dacă dominanța va scădea în perioada următoare. Mergem pe uh, Immutable X, ImX, deoarece ImX face un lucru foarte important în aceste momente. Immutable X, la fel ca și Bitcoin iasă dintr-o consolidare uh, de aproape, cred că vreo 300 de zile. Da, 310 zile Immutable X performează foarte bine și în paritate cu Bitcoin și pe acele monede ați vrea să pareați în perioada următoare acel monede care deja a urcat foarte mult în comparație cu Bitcoin când și Bitcoin a urcat, da? Gândiți-vă cât o să urce acele altcoin-uri când Bitcoin uh, dominanța o să scadă uh, și acele altcoin-uri vor performa mult mai bine în comparație cu Bitcoin. Și atunci, Immutable X în sfârșit iasă din acest range trading, uh, a ieșit și din acest bull flag, arată foarte bine. Și următorul target ar trebui să fie 1,85, 2 dolari, 2,20 și poate, poate chiar 2,80. Și după aia poate ne putem gândi la 3,50, 3,60. Dar dacă vă uitați pe IMXBTC, BTC, are o structură foarte bullish. Adică uitați-vă, da? Este gata să iasă la fel, dintr-o acumulare de aproape uh, 383 de zile, dacă încă ar mai urca un pic în paritate cu Bitcoin, vreo 12%, are și dintr-o considerare de aproape 300 de zile în comparație cu Bitcoin. Da? Deci dacă o monedă stă foarte bine în comparație cu Bitcoin, acea monedă ar putea să urce foarte mult și nici nu mai are rost să schid EMA ribbon pe orice timeframe, pe daily este foarte bullish. Chiar și pe 3 zile uh, și pe weekly arată foarte bine. Uitați-vă cum arată și weekly da? este foarte, foarte aproape să îi meargă destul de bine în sus. Și la fel, dacă punem un Fibonacci de sus în jos, vedem că ar trebui să meargă 7500 de satoshi în perioada următoare, dacă ar închide peste 5520. Immutable X arată chiar foarte bine. Mergem și pe Aptos, la fel Aptos, știm că nu urcă, urcă foarte bine, 13 dolari în aceste momente, a ieșit de câteva zile din acest falling wedge. Vă spuneam că îmi plac foarte mult aceste falling wedge-uri, deoarece cam tot timpul sunt sparte în sus. Și la fel, punem un Fibonacci să vedem care sunt următoarele praguri de urmărit. Următorul prag este la 13, 83, 15, 16, 37, 18, 30 și 20,5. Aptos la fel arată destul de bine în aceste momente, poate ar mai trebui ceva volum în perioada următoare, dar la fel, Aptos BTC tot în scădere, da? dar la fel, putem vedea și aici că se formează și un bull flag. Dacă dominanța o să scad, acest bull flag va fi spart în sus și atunci la fel, Aptos are cale liberă spre 14, 15, 16 dolari și poate mai sus. Vă mulțumesc de fiecare like, de fiecare coment și o să ne auzim și mâine cu o analiză mai amplă pe altcoin -uri. Pe data viitoare!